Bun găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec. Nimic nu durează veșnic, nici fericirea, nici nefericirea. Deci fiți cumpătați când vine vorba să judecați viața voastră sau a altora prin comparație. Taur. În prima parte a zilei vă simțiți plin de energie. Nu este exclus să primiți laude din partea colegilor și chiar să apară o oportunitate la locul de muncă. Ar fi bine să vă odihniți mai mult. Gemeni. Vă recomandăm să vă dedicați activităților casnice, precum reparațiile, mutarea mobilei sau zugrăvit, fiindcă aveți șanse mari de reușită. În tot ceea ce faceți azi, puteți să vă bazați pe intuiție. Rac. Se pare că aveți o stare generală de mulțumire. Cândva ați abandonat un proiect, iar acum o luați frumos de la capăt cu mai mult entuziasm. A doua oară ar putea evolua mult mai bine. Leu. La locul de muncă sau în afaceri, un coleg sau un asociat v-ar putea da o veste. Vă recomandăm să evitați călătoriile lungi. Dacă nu aveți încotro, fiți atent la bagaje și la acte, pentru că există riscul să le uitați pe undeva. Fecioară. S-ar putea să faceți schimbările pe care vi le doriți în casă. Vă recomandăm să țineți seama și de dorințele familiei. Ar fi bine să evitați eforturile fizice și intelectuale intense și să vă odihniți mai mult. Balanță. Atmosfera acestei zile depinde enorm de compania în care vă aflați. Dacă vă înconjurați de oameni veseli, vă veți molipsi imediat de la aceștia. Aveți multe calități, puneți-le în evidență. Scorpion. Apreciezi mult orele pe care le folosești în beneficiul unei acțiuni care evoluează bine, dar ești conștient că lucrurile cele mai bune se clădesc încet. Valorifică fiecare clipă la maximum. Săgetător. Vă recomandăm să vă concentrați asupra problemelor importante pe care le aveți de rezolvat astăzi. Relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune, ceea ce vă menține moralul ridicat. Capricorn. Ar fi bine să amânați eventualele decizii privind investițiile, iar în a doua parte a zilei, o persoană apropiată v-ar putea ruga să-i dați o mână de ajutor. Vărsător. Ești pregătit să investești o mare sumă de bani în confortul domestic pentru a renova locuința sau a schimba un obiect casnic defect. Relația cu persoana iubită merge foarte bine. Pești. Se pare că parcurgeți o perioadă favorabilă în plan sentimental, iar relația cu partenerul de viață ar trebui să decurgă fără probleme deosebite. S-ar putea să fiți nevoit să amânați plecarea într-o călătorie în interes profesional. Acestea au fost previziunile astrologice pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați să zâmbiți. Este gratis!